Bun găsit, dragi prieteni, vă mulțumesc tare mult că sunteți alături de mine la un nou podcast. Nu uitați să ne dați urmărire pe Instagram, Facebook, dar și TikTok în număr, din număr, în ce, în ce și mai mare. Și vă mulțumesc tare mult că v-ați uitat cu o mare, mare atenție la nunta celor doi prieteni de noștri, Andrei și Gina Pistol. Mă rog, Andrei, Maria și Gina Pistol. Ați Am văzut că ați urmărit cu mare interes și ați, am avut un record de un milion și jumătate de vizualizări. Vă mulțumesc tare mult! Dragi prieteni, astăzi avem o invitată specială și o să vedeți o altă latură a invitatei mele. Um, o cunoașteți mai mult în presa de cancan Can și uh, alături de un om special O să vedeți despre ce este vorba um, Dar o să vedeți o altă One Alice astăzi uh, aici în podcastul One Record Mersi tare mult Oana că ai venit! Ce faci? Eu îți mulțumesc pentru invitație și felicitări, știi cum e, la ce se uită românii? La anunți și la mormântări, nu? Exact, da, așa e să Și, și zic vreau că... și o subscribe pe Instagram-ul meu, Oana 1, vă rog frumos One Alice, dar de ce 1? Un... Ți-a luat... Așa am găsit. Așa ai găsit. Da, să știi că asta am și cu și cu nunțile prima oară la o televiziune comercială, eu le-am dat la OTV, Țin minte că le-am dat, dat în următarea Laurei Stoi am rupt. Wow. La două după amiază am rupt. A fost ceva și am zis băi, oamenii vor așa ceva. Cu toate că la nuntă e uh, drăguț. Dar de ce oare? Pentru că eu ca... Păi tu trebuie să ne zici da, ca, ca psiholog. Da, ca psiholog și dacă ți-aduci aminte uh, cum erau poveștile pe care și uh, uh, romanele pe care la școală le analizam. Și așa este începutul, este nașterea Căsătoria, la fel, cel puțin la român și în cultura noastră, este un moment important. Nașterea, nașterea unui copil, nașterea noastră. Și apoi Moartea! Astea sunt cele mai Etapele importante vieții... evenimente. Și să știi că unul din motivele o să pară ciudat pentru care m-am căsătorit cu Viorel este pentru că mama mea a murit nemăritată la biserică și avea 35 de ani și a fost mânutată în rochie de mireasă. Și pe mine m-a șocat chestia asta, aveam 13 ani și am zis ok, stau cu omul ăsta de, de atâția ani, vreau să mă căsătoresc, să mă îmbrașesc în rochie de mireasă să și să nu mă groap în rochie de mireasă la o anumită vârstă când tu ești măritată ai copii, dar vezi, la țară se mai țin anumite obiceiuri. Uite, mi-a aruncat-o la, aruncat la fileu, ca să zic așa. Eu vă știu de foarte mulți ani, uh, dar sig sincer și sub cuvânt de onoare, eu nu vă știu povestea voastră. Cum v-ați cunoscut? <laughs> cum s-a întâmplat? Cum l-ai cunoscut pe Viorel? Uh, nu este nimic întâmplător. Vreau să spun că uh, pot să zic că-mi dau lacrimile. În drum când am venit aici, am parcat puțin mai departe, că știam zona asta, zona asta, pe strada aceasta unde ne aflăm noi, l-am cunoscut pe Viorel dacă poți să pot crezi, să crede bulevardul așa, Calor. pe Bulevardul Calor. Da, acum 20 ceva de ani pe Bulevardul Calor, era uh, sediul partidului PNCCD, îmi dau lacrimile pentru că înainte Mai să vin mic, eu da. m-am oprit în, și erau două uși asemănătoare, zic Doamne, sper că nu pună, spun o răgăciune la, la ușa, dar era vorba de clădire. Clădirea exact vis-a-vis -vis și uh, 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 am un, o amintire foarte dragă în care Viorel îmi spune că eu urcam pe scări și atunci el m-a observat, eu eram foarte emoționată în fața lui și el avea niște tocuri foarte mari, nu mai pe tocuri, și era să mă dezechilibrez așa și m-a ținut el puțin. Ți-am spus, mă emoționează foarte tare pentru că Uh, chiar ziceam, uite aici a început totul și cumva na, nimic nu e întâmplător și n-am crezut atunci, bineînțeles, că voi fi cu el într-o relație, niciun caz nu m-am gândit la asta. Lui chiar îi plăcea de o prietenă de -a mea, ca să zic sincer. <laughs> <laughs> și, Dar cum a să-ți cunoască prietena? Uh, de, prin de... prietena mea l-am și cunoscut. Uh, uh, noi eram tineri, da? eram, uh, aveam în uh, jur de 18 ani și căutam tot timpul. Eu, uh, na, având nevoie de bani, aveam un frate mai mic, stăteam la o mătușă și tot timpul făceam am lucruri așa, puteam să mă angajez că eram, făceam undeva un colegiu de birotică la zi dar căutam tot felul și vindeam produse de cosmetică oale și auzim că aici la partid în timp era campania electorală și pentru cei tineri care ajută pun afișe, ajută da, da, da. cu chestii da, administrative, cum? se mai dă un ban, se dă o pizza așa și îmi plăcea foarte foarte mult, adică veneam aici o grămadă de tineri și era foarte foarte interesant Viorel a venit de câteva ori, dar nu fiind diferența de vârstă și oricum nu am avut așa o tangență sau o mare dragoste la, la prima vedere. Și așa a, înce a început. Uh, tu tot timpul ai zis că uh, Viorel a fost un bărbat frumos, dar a avut ceva. Da. Ce a avut? Ce dar a nu numai Eu am spus, gândește-te că sunt a treia lui soție și a avut și el peste 100 de femei la viața lui. <laughs> adică nu numai eu am căzut în plasă. <laughs> Dar de că a avut 100 și mai puține? Sau. Nu știu ce, Ai. a, zis el așa, să zic un nume, număr, dar până la urmă contează și ce femei. Nu... A avut femei frumoase, deci până la urmă e un gen de femeie care e atrasă de un bărbat care nu, nu, neapărat trebuie să fie frumos. Un om ca și eu, nu pot să zic că sunt vreo manechină, niciodată n-am fost chiar și când era mai slabă. Cred că un om este un per total, da? Adică degeaba e cineva frumos doar fizic, dar nu are sufletul frumos sau nu te simți bine în prezența lui. Și na, cu mine și cu Viorel, ca să Zic că știi cum eu am avut frumusețea țară experiența ca să zic corect. Deci corect. conștientă că pe tot parcursul acestor 20 și ceva de ani au fost voști care au spus chiar și mai așa mai vocale, domne, da. l-a luat că e primarul capitalei? Bineînțeles că... Dar era primar când v-ați cunoscut? Nu era, nu era primar, era în campanie. Era în campanie. Intra, în culma, deci, da, nu era. mai întâi l-ai văzut pe Viorel, nu funcția uh, lui Viorel. Da, într-adevăr era un om, cum să zic, m-a impresionat puterea lui. Eu primele întâlniri, eu vreau încă de deși el încerca să mă pupe, să, să, mă atingă. Eu eram foarte impresionat așa de, de felul lui de a fi. Uh, dar noi am fost la început prieteni, ți-am spus. El nu a, nu a divorțat alt... multe bazaconii care s-au spus. El nu a divorțat pentru mine el, na, cum să zic, cumpla cu mai mult în perioada, că era un bărbat în divorț, era curtat, era... Și noi am fost prieteni la început, îți spun sincer, și nu am văzut așa o relație că o va fi cu el sau... Plus că și eu eram o fată curtată, tânără, n 18 ani și jumătate. Nu și nu era interacțiunea asta cu whatsapp cu... Nu, 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 nu. Interacțiunea noastră și cum eram, mă... eu la un moment dat ne-am văzut și mi-a zis el că dacă vrem să-i scriem o poezie, eram cu prietena mea și eu am scris o poezie și am scris numărul meu, dar numărul de fix. Că eu aveam un mobil celular, îi zicea pe vremea dar nu aveam, aveam eu o săptămână, aveam celor cu o pri... altă prietenă și o săptămână la telefonul la mine o săptămână la ea. Și în săptămâna era n la mine și a scris numărul meu de fix. Și mă duc acasă și zic, a sunat cineva, te-a sunat unul, întrebat de tine, zic, dar cine l-a întrebat, întream mei meu, frate meu avea 10 ani. Uh, N-am că nu l-am întrebat, data viitoare, îl întreb, bine, te-a sunat, te sunat unul, Viorel. Oh, cine între viorel ăsta? data viitoare îl întreb unde, unde lucrează. Și era foarte complicat să te întâlnești. Ne întâlneam toți la Inter, nu aveam cum să vorba ta, să luăm legătura. La universitate, cu tot nu? o altă epocă, știi? Și după aia îmi spune, frate, mă te caută Viorel de la primărie. Nici atunci nu mi-am dat seama că e vorba de el. care e Viorel de la primărie? Dar Zic, unde stăteai în, în perioada aia? Stăteam la mătușa mea, da, în sectorul 3. Ia, datorită ei, Dumnezeu să ierte, am ajuns în București. Mi-am dorit foarte mult să scap din mediul ăla. Am avut o familie mai cu probleme și locuiam în Mangalia. Și am venit aici cu, cu fratele meu și mi-am dorit să fac liceu aici, să-mi fac o viață aici. Și datorită ei, na, am ajuns în București, să la mătușa mea, era foarte drastică. Prima oară când am plecat cu Viorel în Italia, într-o vacanță, n-am avut curaj să-i spun că plec cu Viorel. Și am lăsat un bilet. <laughs> 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 Pentru că nu, ea, dacă mă suna un băiat acasă, el închida telefonul și a băi, băiete, Lasă fata, să termine școala. Eram, n-aveam voie la club, la discotecă, adică cumva, na, și de acolo din Italia am mutat la Viorel, n-am mai venit acasă. Dar tu îți dai seama ce fermecătoare e chestia asta, că acum mai imediat dacă o scus la un McDonald's sau da. la așa, te-a dus în Italia. Exact, exact, da. După cât timp de relație? Te-am spus, eram luni de zile, am fost prieteni și la un moment dat mi-a zis, na, unde mi-ar plăcea să merg... Și, na, normal, auzisem și eu de Italia, nu fusese niciodată. Și, într-adevăr, a fost o vacanță foarte frumoasă și, cum să zic, ce am admirat la el, am observat acum unii bărbați cum se poartă când e o fată mai sărăcuță, o umilesc, nu îi dă valoarea pe care o are ea ca om, da, în funcție de cum, cum e îmbrăcată sau nu e vina nimănui că s-a născut într-o familie mai săracă sau, știi? Și atunci, mie, eu am admirat că el ori îmi dădea el bani să-mi iau o mai așa, dar ori niciodată nu sărea în calul, că nu-mi plac chestiile de firmă. Dar niciodată ți-am spus, nu... Dar și el este un om de la țară, de fapt. Copilării la țară, trăi la țară. Mi-a și până la 20 de ani, n-a văzut televizor, n-a văzut tren, n vorbit și din altă epocă. Și probabil că chestia asta ne-a ne apropiat și ți-am spus, am admirat chestia asta la el, că eu mâncam cu mâna, vorbeam tare, cum am dat toate felurile. Nu eram educată, dar probabil că pe el chestia asta la a făcut să se simtă altfel decât alte femei poate care se prefăceau în fața lui. Da, sau... nici nu erau vremurile de astăzi, ca să zic. Da, că... da, erau, erau, erau. Început să tot felul de voci. acum mai el fac... oricum umbla. ieșa în oraș da, cu lume da. bună. Da, ieșea. Nu mă luat tot timpul. Mi-am dat seama la început. Suferam că nu mă lua la toate evenimentele și citeam în ziare unde a fost. Dar mi-am dat seama că <laughs> acum când mă gândesc pe el îl amuzau lucrurile astea, dar pe de altă parte să știi că oamenii mă brfeau și ajungeau și la urechile lui. Înainte erau telefoane cu, mesa cu mesaj vocal, știi? Da, da, da. Și eu și acum, după 20 -a de ani, fac, fac cu, cu, Viorel, că cineva aia vorbea de mine, dar nu și-a dat seama că o să se registreze pe telefonul lui Viorel. Aul. Ai văzut-mă cu aia, cu sâsăită cu țăranca aia. Viorele! Eu nu mănânc friptura în sânge, mie să nu mi friptura în sânge, viorele, eu nu știu maș mă imita pe mine, da, eu da, nu da. știu să umblu la mașina de spălat, că n-am mașina de spălat, da, și eu acum după 20 ani le fac Caterinca cu Viorel, viorele, eu nu umblu la mașina de spălat. și <laughs> <laughs> eu cred că chestiile astea, felul meu de a fi altfel, ele la sătul, sătul de pupincuriști și de oameni care se prefăceau și eu cred că l-am scos din, din starea lui. Din starea lui, apropo da. că mi-ai zis de chestiile astea de, care a fost cel mai dur lucru care s-a spus de despre tine și despre, despre voi doi și despre relație și toată conjuntura asta. Um... Și te-a marcat și, uite cum ți a adus aminte de vocalele astea, de mesajele astea da, vocale. Când doi oameni au o relație puternică, din contră atunci... Stai puțin, că chestia asta puternică avem după câțiva Nu, 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 și la început era era comunicarea asta, era prietenia. Prietenia cred că e mult mai importantă decât uh, uh, iubirea cup de fudră de la început și se poate duce ca un fo foc de paie. Uh, uh, asta vreau să zic, când e un cuplu sudat pe anumite valori comune, cum i-a fost la noi, familia, copilăria la, la țară, chestiile alea simple, cred că toate chestiile astea ne unit și ai să observi și când presa în cineva că cealaltă parte a lumii sare să -l... E un fenomen, da? Așa și cu un cuplu. Când e sudat, cu cât de mai mult cineva în el, cu atât tendința e să se strângă mai mult. E efectul invers decât da, ce crede da, da, da. lumea cum poate sunt alte cupluri care, nu știu, socrii nu îi vor împreună, tot felul și ei se, se, unesc. Se, da. Se unesc. Exact, este un fenomen, nu știu cum se, se numește exact. Și așa s-a întâmplat și la noi, noi făceam foarte multe glume, dar nici eu nu credeam că o să rămân, totuși o diferență foarte mare de vârstă, 30 ceva de ani, adică nu am crezut, nu am știu dacă îmi ghicea una în bobi, în că, cărți, că o să stau 20 ceva de ani cu Viorel, nu, no, ziceam, dăm banii înapoi, nu, nu da, se da, poate. da, 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 da. Dar revin, Presa presa de mondene era, pe vremea aia mi-aduc aminte, era atac la persoană. Da, multe uh, lucruri. România rute. mare. Da, da. Când ziarele mai serioase, nu prea... Mai dădeau și da. ei, dar nu atât de dur. Ce s-a scris cel mai, cel mai urât? Da, foarte multe lucruri. Dacă stai să te gândești, foarte multe lucruri și miștouri de-astea, dar miștouri de-alea care rănesc. Uh, nu știu, probabil că dacă să zic, m-a durut ceva, chestiile care nu erau adevărate. Asta clar. Da. Exact. Dar ce s-a scris, că nu, ce nu a fost păi adevărat? Păi asta, că din cauza mea a divorțat, ceea ce nu este adevărat și eu cu el știm. Că... Dar dacă mi-aduc aminte și unul dintre băieții lui, nu? Are un băiat și o fată, un da, cu două A spus, domnule, dar n-a divorțat din cauza oanei. Erau alte da, probleme. Da, ce cei apropiați știu. Uh, au fost și... Nu cred că m-a durut ce a scris presa, cât m-a durut oameni apropiați. Oameni care intrau la noi în casă uh, și care după aia o băgau limba în ureche, lui și și spuneau tot felul de lucruri. Cai ai grijă să nu pui casa pe numele lui asta. Vezi că nu știu ce, vezi că nu știu cum. Uh, și Viorel săra cu el, și mi le de spunea. Nea, de -a spunea da, el, de -a... el, îmi spunea. Cel mai grav a fost când am plecat cu un cuplu care eu am insistat să, să mergem, ca să nu fim singuri undeva și am să-i plătim noi și da, probabil că să aibă și ei bani acolo așa. Bă, și am plecat până la piață și tipa aia a început să-i spună că eu să nu știu cum, că să nu se căsătorească cu mine. Oh, o, când am asta ca și mi-a povestit Viorena mă Bunic, că vreau să dau afară din casă, nu mai suportam, că eu înainte eram și mai impulsivă, făceam Ai și... Ai și un sentiment de frustrare, da, tu trebuie să ne spui ce gen de frustrare e asta, care știi că da. aduci pe cineva și exact. te mănâncă. Da, asta, e, asta doare, cred că, cel mai, cel mai rău, așa, presa e liberă să vorbească, e liberă să facă mișto și eu și mie Mine, îmi place și... să citesc despre alte persoane. Asta este de adevărul, că ne place Bârfa, ne place Caterinca. Da, vis-a-vis -vis de presă Viorel tot timpul a avut o relație da, bună Viorel cu presa. Da, Viorel a avut o relație bună cu, cu presa și ți-am spus, nu... Și uh, cu artiștii, um, pentru da. că le-a dat case. Le <laughs> ar cas artiștilor îi se spunea. Uh, cel mai mult ți-am spus asta, m-a durut persoanele apropiate, din familie, uh, când s a aflat, au venit rudele mele, mătușile, acasă la Viorel. Tot și a, felul a făcut de lucruri, față la toate. Fosta lui soției. spuneau tot felul de lucruri, lucruri, persoanele astea care nu te. n-ai na, fi care erau foarte apropiate de, de Viorel încercau. Sau mai dureros a fost când, la ziua unei persoane cunoscute, o cântăreață, tot așa, Viorel era divorțat de două luni și era prietena cu fost soția. lui Viorel. Dar deja Viorel nu mai era cu fosta soție nu? Și a spus că îl invită la ziua ei, dar să nu vină cu mine. Și ce, ce a făcut? nu mai știu dacă s-a dus, nu mi-aduc aminte, erau foarte apropiate da, nu vreau da, să spun Dar ai rămas marcată de chestiile. da, am, răspas, am rămas marcată. E din generația de aur? Apoi, că, că în generația da, de... din generația de aur. Apoi vreau să zic că eu admira, am admirat-o foarte mult, de exemplu, pe Elena Cârstea. La ea nu era ce în gușă și în căpușă. Și odată era ziua lui Cătălin Botezatu și eu, cum ți-am spus, dacă nu mă învățase nimeni și nu știam, era puțin mai frig în perioada aia și m-am dus eu zic, că e frig. Mama și mi-a luat un plover băgât de mohair și nu știu că m au lăsat acolo toate, în paete, în rochii de seară. Au, oh, era simplu la plover băgât. Și Elena mi-a zis, da, a doua zi a venit și mi-a zis, măi Oana, uite, chiar dacă e ziua cuiva când e frig, să știi că acolo lumea, știi, și și m-a învățat de bine, ție o haină de mai groasă sau de blană și acolo te nu noi venim cu haina, ai văzut că ai murit de cald, toată lumea te-a comentat și așa. Și mi-a plăcut că mi-a zis în față. E foarte important și apreciez oamenii că nimeni nu e perfect, Totul se învață, nu? Și asta zic, erau alți, alte persoane care mă bârfeau pe la, pe la spate, dar cumva ajungea la urechile mele, tot felul de lucruri. Și cu chestia asta o dădeam în, o dădeam în bară cu cum mă îmbrăcam sau... Și... Hai că o să revenim și la da. și la petrecerea alea și frumoase. Și stai, altă dată ne a invitat așa la un eveniment? Da, uh, 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 un eveniment uh, destul de public și așa și au spus acolo pe invitația oficială uh, domnul primar așa, uh, veniți, uh, puteți veni însoțit doar cu soția oficială sau așa partenera oficială. Dacă veniți cu altcineva, uh, să știți că va sta la altă masă. <laughs> și am zis, loviorem, doream să merg la evenimentul la un eveniment de clasă atunci și am zis, ok, vreau să merg. Uh, Dar că nu știu unde vei l la informat cineva că nu ești de imbecil să scrie pe ceva. Nu, nu, e ceva de ce nu i s-a scris acolo, era o invitație foarte oficială. Și Viorel a mers, el a stat la altă masă, mamă, și pe m-a pus la masă cu niște ambasadori tineri, cu niște spanioli, Era Viorel de... genozie, Viorel de am la evenimentul ăla, adică nu mi-a făcut un defavor, chiar m-am simțit super bine. Au fost multe, multe, da, multe gelos, Așa, da, da, era, gelos, probabil pe baza diferenței de vârstă și pe baza că eu sunt foarte glumă și eu am prieteni și bărbați. Și tot timpul mă, mă bănuia cu unul și cu altul, dar niciodată nu nimeni. era. Cât a, a durat să se învețe cu tine? Uh, cred că nici acum, așa cum îl al mai, al mai deranjează, dar nu mai îndrăznește să mai zic ca să nu mă supere. Sau să fie e frică că te că îl părăsești? Da, 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 am avut multe certuri în ăștia 20 de ani de, de multe normal, ori pe, să fii, să... pe, Pe, chestia asta și na, în continuare probabil că să fii robot, mai deranjează. Să nu te cerți. Eu revin încă o dată la început. Tu ai fost vreodată angajată a primăriei Capitalei? Da, atunci când după ce, după deci, campanie, Așa. după campanie... Și-au luat oamenii care l-au ajutat, da, că e și normal, mulți, și în ziua de azi la fel se da, face. da, mai mulți oameni s-au angajat, printre care, printre care și eu. Da, ai fost șefa lui de Cabinet? Nu, e, dar nu, că noi nu termina termina terminasem atunci, ți am că la un colegiu de că lumea de birotic, asta nu? Are în cap, nu, că ai fost secretar lui. Și vrut eu, nu, era altcineva, era o tipă Gabi care era șefa lui de cabinet, dar nu că nu era șeful lui de cabinet, dar noi nu puteam să intru la el la cabinet. Adică... Păi nu, asta vreau să zic, că foarte multă <laughs> lume nu, crede că ai fost și Nu, ai, mă, uh... dar cum să pui șefă de cabinet o fată de 18-19 ani? Adică, ok, îi plăceau știi, lui femeile, și, dar... Și eu am rămas cu același, cu același lucru da. în minte, pentru că ai, ai pus tu pe Facebook, domne, vreau să scriu o carte. Cum să se numesc a, da, Și da. am zis secretara, pur și simplu. că dar ai ca zis zis așa? Ca să înțelegi cât de tâmpit sunt, că uh, asta nu, a rămas. Nu, nu, am fost angajat ca referent, se spunea pe vremea aia. Pentru că la fel. Da, uh, și primul meu salariu a fost... 50 de lei pe vremea aia, care nici ăla nu-l opream, îl duceam acasă la mătușa mea, că na, mă simțeam obligată pentru că avea grijă de mine, atâta timp a avut grijă și pentru fratele meu. Nu ți-am spus că luni de zile nu am n -am avut ceva, nici nu-l vedeam, adică nu, el bla cu alte femei, alte persoane, nu mă lua la evenimente. Era o chestie nu. discretă la început, cum a fost? Nu, nu, e, nu -i aveam relații intime sau ceva, adică nu am fost prieteni la început și eu vorbeam cu el cu dumneavoastră, nu, chiar nu îndrăzneam. După aia probabil că a văzut el că unul altul mă place, mai auzea glume și probabil că așa am atras uh, atenția. Uh, probabil că și el era speriat de diferența de vârstă, că eram foarte, foarte tânără. Uh, da, nu știu, ți-am spus, a fost Era ceva așa mai... Era speriat ce cauză? De așa o, de o probabil... Da, ce vorbile, o să, probabil că ce o să zică lumea... Asta cu ce o să zică lumea... Da, a fost câ foarte, câ foarte... Cât timp a durat să Apoi, nu mai până... gândiți ce o să zică lumea? Da, nu știu, asta oricum a rămas și acum mai vorbește lumea, și acum primesc jigniri, și acum primesc după atâția ani, mm. deci nu vine să cred că mai se zice că am stat cu el pentru bani. De ce De ce? să de ce stau doar cu moș cu bani? De ce n-am luat 10 cu bani? Cum se face acum? Da, adică, da, da. de ce nu eram tânără, frumoasă? Adică nu, nu are legătură, dar, mă rog, exact despre ce vorbeam, că lumea vorbește total la iurea. Da, acum nu pot să nu te întreb, să înțeleg că deplasarea din Italia v-a schimbat destinul? Ți-a schimbat. Da, dar nici atunci nu a fost. Adică nu ne-am mutat, de a mutat după aia împreună, dar tot mă mai duceam la mătușe, mea, tot am a fost o relație. Pot să zic așa că primii ușor, ușor. doi ani, nu, pot să zic că primii doi ani, ca să zic, de relație, în ghilimele, nu era o relație oficială. El abia acum și sincer și el abia după aia, când n a mai fost primar, s-a apropiat mai mult de mine, pentru că nu mai erau atatea femei în jurul lui. M-a văzut că sunt serioasă, mi-a și zis. Dar eu l-am prins pe el în primii ani, prins că nu eram oficial, na, nu eram iubita lui oficial. Da, 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 ți dat și na, nu, la, ai... vedeam la restaurant, auzeam, na, că erau puține restaurante pe vremea. Odată am și intrat și era la lapsepareu, cum era înainte la restaurant. Și -am ce, găsit, la ce restaurante, se... ce restaurante, ce restaurante frecvente? Era la un restaurant italienesc, știu și acum, s-a închis, dar am amintirile foarte puternice, că am plecat plângând de acolo. Păi uh, nu, nu s-a închis. Eu uh, mi-aduc aminte că domnul Lizzi plecea uh, la Capriciosa, nu? Uh, la Capriciosa, da, mer mergem în ultimul timp, dar nu, înainte erau acvarium, Aquarium. Aici uh, era, în piața, da. închis, uh, era Maro. Uh, Mediteraneo sau Mediteraneo, ceva de genul uh, Erau turcesc. câteva, erau câteva restaurante, nu erau multe. Și, da, l-am prins cu diferite persoane, citeam în ziare. Au fost primii doi ani și te-am spus și după aia și el ușor ușor s-a îndreptat spre mine că a văzut că sunt o fată serioasă să zic așa eu am văzut că și el cum să zic chiar dacă cumva a stat așa mai în umbră tot timpul m-a ajutat cu ceva mai mi-a ducea un cadou aș, adică am încercat așa să mă țin aproape era un gentleman, era un domn, domn da. pe, pe, pentru momentele alea. Acum da, ai da, Am îmi acasă din când în când cât un tor, cât un uh, orhidee. Dar ți-am spus, în același timp se întâlnea și cu altele, știi? Adică nu era o relație. Și eu stăteam în continuare la mătușa mea, nu locuiam cu el. Și când a intervenit și... tu, Anali și a zis, bă, frate, vreau să, fi să fim împreună? Mi-a trimis o dată un televizor. Îmi zice, te-ai la mine, eram nu știu ce emisiune. Venise președintele, nu știu cum zic, băi, Virele nu m-am uitat, că erau telenovele la ora aia, uitam a uitat mătușa mea, noi n decât un televizor, știi? Și a trimis televizor seara. Un no, nou sau unul de pe Da, unul nou și, cum să zic eu, mătușa mea, că nu recunoșteam, că nici eu nu puteam să recunosc că sunt cu el, că nu eram oficial poți să spui acasă când ești strâns așa, că sunt cu ăla, dar un ziar apărea cu alta. Nu avea niciun sens. Și Înțelegeau atunci, da, da, nu, dar nu, vorbim de alte vremuri, adică era da, rușine clar. și în continuare mie, mi-e rușine așa în familie și așa. Și mamă, m-am dus jos, mi-a dat, nu, zic, nu, i-am luat televizorul, zic, mă duc la mătuși și mea care ți era în vârstă, era strictă, era, ce e cu televizorul ăsta? Păi nu știi că eu trimi bonuri de la reviste și am câștigat la un bon de la... <laughs> a câștigat un televizor. <laughs> Vreau să zic că a aflat asta după 15 ani. Televizor, uh, realitate? Nu, n-a, n știu de decât după 15 ani s-a spart viorele. A zis, uh, dar să-mi dați televizorul la mic, uh, da, că e al meu. Nu știu ce se certase cu mătușimea, la mătușimea, dar nu e al dumneavoastră, că l-a câștigat Ioana la o revistă. Dar s-au certat real sau așa s-a încercau? Da, erau discuții, ca în orice, discuții. Ca în orice, ca în orice familie. Și când ai plecat de la mătușa ta? Păi așa, ți-am spus ușor, ușor, mai plecam, dar ea nu știam unde, că stau la o prietenă, tot felul de ascunzișuri de astea. Și unde v-ați mutat prima oară? Um, am stat la undeva, um, în sectorul 2, da, în sectorul 2, că nu știu, noi am stat în foarte multe locuri, nu că am avut multe locuri. Eu ba, vă știu la acolo, la benzinărie. Da, pe acolo, dar ba, am stat, am, după aia am vândut, ne-a spart casa, mi-a fost frică să mai stau acolo, iar ne-am mutat, erau prea multe camere, după aia mai puține camere. După aia, de -aia, tot timpul ne-am mutat până mi-am dat seama că problema era la mine, în interior, că nu casa era problema. Tot timpul găseam așa, s-a și sătura mea, că de aici nu mai pleacă de cu înainte. <gântu -i> și acum unde stai? <gântu> Scuză-mă, sta o să mă uit puțin pe telefon, că asta e ora la care îi dau să mănânce lui Viorel. Ok, da. Foarte interesantă. Vedeți, dragi... Uite că m-a sunat de șase ori, săracul. O să-i răspund Da, 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 da. Chiar pot să vorbesc să vedem da. ce zice. Cred că s-a speriat. de am spus că sunt la filmare. Alo? Păi, ți am spus că sunt la filmarea de la ora 1, ai uitat. Știi că-ți-am zis? Ai uitat și nu te-am sunat că dormeai. Te-ai speriat? Scuză, mă, Viorel. Vă pup, domnul primar, să trăiți. Uite, domnul Odorul Iuga aici. Să trăiască o mie de ani. Da. La, știi când ne-am văzut asta vara cu domnul Turda? Și da. aduce, da. Aha. Mulțumesc, îți mulțumește. Bine, ești ok? Păi stai în pat, stai în pat și o să vin să se aduc să mănânci, da? Pa! Fabulos e, vezi? Ai grijă ca un copil. Da, da, la, la o anumită vârstă devii ca un copil, dacă un copil mare și dacă ca un copil. Da, a, că, a, din, na... E lucid, adică e super da, lucid. Da, de... da, 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 da. Um, bine, normal că mai uită anumite lucruri, dacă eu îi aduc aminte, mai uită, dar e normal la la bătrânețe nu are Alzheimer sau ceva. Da, are mai multe boli, care sunt mai mult pe fizic, nu psihic. Da acum eu sunt 100% convins că nu e o gelozie și o chestie de grijă, așa. De, de grijă și de nevoie e foame și acum ne și trebuie să-i duc să mănânce. Uh, și uh, în relația noastră în timp după aia s-a dezvoltat așa într-o relație de codependență. Foarte, uh -huh. foarte, adică o obișnuință foarte mare. Peste 23 de ani avem atâtea amintiri împreună, atâtea lucruri și e dependent de mine, dar și eu de el. Da când erați amândoi în forță, te-a bănuit vreodată de, de gelozie? <laughs> da, te -a odată tot -ai așa. La, la, era plecat candidat de la domnul Vadim la Craiova. Uh, era cât paci să iasă la senator sau deputat de la PRM, așa, da, de la PRM și să mai mult la Craiova, să pe la bunica mea și nu stăteam tot timpul acolo, nu era sănătos, călătorea singur. Și l-au sunat unii acum ca, dacă aveau niște dovezi, i-ar fi arătat niște dovezi, nu i-am și zis. Și l-au sunat și i-a zis, domnul știți că o oană are pe cineva și dacă vreți să ne dați o mie de euro și să o, să o urmărim Șantajul o săptămână 2000 sau o lună știi? cu Și, na, i-a băgat morcovul, dar el nu i-a dat bani sau ceva. Dar, asta i-am zis, că dacă avea, putea să zică, dați-mi un bine de urmă, vă dau dovezile, știi? Dar l-a speriat, sau eu știu, și să vezi ce mi-a făcut. Eu știam că e la Craiova, de fapt avea treaba acolo. Și îmi zice, unde ești? Și eu chiar eram în mașină lângă mol. Da, unde ești? În mașină lângă mol. da, unde ești parcată? Tot și mă întreb, zic, nu ești la Craiova? Ba da. Băi, și am crezut că fac infarct. Când l-am văzut, era în dreapta. Deci a venit, mi-a zis săracul că a condus cu nu știu cât la oră, că vrea să mă prindă. Zic, și mă prindea așa la prima oră. Mă rog, au fost momente normal în care... Ați stat tot din cauza. adică... Uh... Sunt atâția ani și nici nu mai știu, mie parcă vorbesc de șapte epoci. Oricum, ce dacă întreb, era ceva urât și nasol, da. bănuiesc că ți-a aminte în secunda urmă. Oricum, și în viața mea și în viața lui, și ca să zic așa, e normal să apară tentații, Na, Că te duci, nu știu unde, la un eveniment. Da, a apărut dar în viața e. Tău vreo tentație, de asta... Da, da probabil că da. Acum m-am că nu pot să zic <laughs> chiar totul, că rămân aici forever. <laughs> uh, dar... Uh, of, flirt așa și glume și așa, tot timpul mi-a plăcut să fac. Și să spun sincer, și îmi place foarte mult compania bărbaților, pentru că eu am o parte, acum am mai dezvoltat și partea masculină, că se zice că toți avem și o parte feminină și masculină în noi. Și eu aveam foarte mare dezvoltată partea asta feminină. Uh -huh. Adică la mine eu dacă vreau ceva, îl sunam pe viorel A, Dacă nu știu, dar nu știu cum se face asta. Exact cum, așa, nu știu dacă o făceam, nu eram proastă, dar mergea așa știi? Și apoi când Viorel s-a îți dai seama că nu mai avea cine să-mi <gângi> facă să lucruri. da, da, da. Poftele. Și după aia mi-am făcut uh, o grămadă de prieteni bărbați, că, de exemplu, nu știu să... Unde mă duc cu mașina? O, -o s-a stricat mașina. Păi sunt un prieten, dar cum se face? Dar ce trebuie să fac? Da, nu știu ce. Uite, acum trebuie să pun un scot sub mașină. Dar eu nu știu unde să mă duc, știi? Bine, că poți să cauți pe Google da, și așa. La, da. ai prietenii da, tăi care au da, exact, exact. Oana, vreau să te întreb, vorbeam mai devreme de foarte, foarte mulți artiști ajutați de nu în sensul că la dacă acasă, că i-a ajutat cu multe cântări și așa mai departe. Spunem cine, cu cine mai păstrează legătura acum? Sau mă rog, prin tine sau... Da, el oricum acum am observat o chestie, m-am întâlnit cu un prieten și m-a întrebat de Viorel și nu știu ce am dar să știi că Viorel s-ar bucura, uite, poți să vii în vizită pe la noi să-l vezi și mi-a zis că mi-e greu să-l văd așa și mi-am dat seama că foarte mulți oameni e greu, eu știu, dar fie, cum, cât... că eu... da, că... e... Da, da, e greu să-l vezi din omul la puternic acum să-l să, Na, să vezi că abia se mișcă, că am bătrânit, că na, îmi închipui. Atunci când am cerut ajutorul public pentru când s-a molovit foarte tare Viorela, adică eram disperată. Chiar nu mai aveați niciun ban? Aveam bani așa de zi de zi, adică de mâncare, de nu știu ce, dar când dacă nu aveam bani strânși, a venit o cheltuială foarte mare, adică întrebă pentru o intervenție, nu știu, vreo mii de lei, căruțul, a trebuit să pun în casă tot felul de bare de care să se țină, la baie. Adică o cheltuială asta foarte mare care a fost peste... Nu aveam ce să vând atunci, nu aveam ce să fac. Mi-aduc aminte da. că am fost și la un amanet și am... Da, mi-am amanetat și verghetele, cu oricum nu le, nu le purtam, pentru că eram îți spun disperat, adică aveam că nu mai ce dar că nu are pensie. Păi da, are pensie, dar, dar chiar, știți că ce costă... Pensie? Pensia nu vreau să spun da, e... bună. Nu, nu, e foarte mică și el a ieșit, n, -ar, n -ar, chiar mă uitam că am vorbit cu cineva, un maestru de la, nu știu ce, autobuz sau nu știu ce, și i-am spus lui Viorel, zic că el are pensie mai mare ca tine și tu ai fost și inginer și primar și nu știu ce. A ieșit pe o lege foarte proastă, lui s-a calculat pensia după primii cinci ani în care a lucrat el, când s-a da, da, angajat da, da. el. Uh, nu, are o pensie foarte mică și de multe ori nu ne ajunge de la unul în alta și pentru că eu m-am încăpățânat să am grijă de Viorel la casă, pentru că într-adevăr poți să bagi un om în vârstă într-un centru, pe pensia aia și au ei grijă. Dar eu m-am încăpățânat să i duc cu calitatea vieții lui Viorel la casă și e foarte scump. Pentru că acasă nu poți să ai na, un pat din acela special, ori să-l cumperi e adică foarte poți scump. Să Ai, dar trebuie să ai bani. Da, trebuie să ai foarte mulți bani. Chinătoterapeut, uh, uh, dacă vine acasă, mi-a 200-250 de lei. Uh, medicul care care vine acasă și normal, eu îl înțeleg, vine cu ecograf, cu toalea grele, mi-au mie de lei, că nu pot să mă duc cu Viorel uh, acolo, decât cu salvare sau știi. Și, și ai apelat, a... -ai zis că da, ai vrut să apelezi. Da, și am apelat și anumite persoane publice m-au ajutat, dar nu poate la cine ne-am fi așteptat sau care Viorel, uh, uh, nu știu, spun sincer așa, m-a ajutat foarte mult Cătălin Măruță, care Viorel nu, nu i-a dat acasă sau nu adică nu a făcut ceva pentru el, doar că mergeam la emisiuni într o anumită perioadă. Uh, M-a ajutat uh, domnul Sorin Morcuș, uh, Iuliana Marciuc, uh, Florentina o persoane care uh, nu, nu Stau care au avut... Cu mai târziu cu... Nu, da, care nu au avut o tangență, adică că mi-ai cerut așa rin, de persoane publice. Da, public. dar da, nu, nu i-a ajutat cu ceva, adică, uh, și nu e nimeni obligat, mi-a zis Viorel, Viorel e, e forușine, exact, cum ce zice lumea, e forușine Și uh, el nu știe câte eforturi fac, pentru că nu știe cât costă, că nu pot să-i spun, pentru că atunci el zice, nu mai chema doctorul. N-am cum să nu chem, că eu nu știu ce să-ți fac, ce tratament să-ți dau sau așa. Și uh, dacă a ajuns la vârsta asta cu atâtea boli, gândește-te, infart, două AVC-uri, epilepsie, uh, covid uh, a costat foarte, foarte mult, adică sute de, de milioane, poate de multe ori m-am lăsat pe mine, acum nu știu, folosesc el mai ieftine creme sau că și eu mai câștig acum am cabinetul de psiholog. Cum merge cabinetul, apropo? Mai lucrez online, în general, cu femei din diaspora și dar ei sunt, nu știu, ai văzut cât de mult s-a scumpit viața și da, de multe ori cheltuim din banii mei pentru el, pentru că îl iubesc, vreau să-i fie bine, omul ăsta mai zici tu, mi-a schimbat viața și merită să stea până în ultima clipă la el acasă. Asta e foarte important și... Da. Da, mersi tare mult, Oana! Te-am emoționat! <laughs> da. <laughs> Pentru că e sinceră și... Ăsta este adevărul. Ăsta este adevărul. Am învățat o lecție foarte importantă de la el și aș vrea să o transmit oamenilor și vreau și eu să țin cont de ea. Într-adevăr când suntem tineri ne gândim că suntem puternici și trăim toată viața așa, dar trebuie să ne orientăm și către bătrânețe, să nu ne bazăm doar de pe, pe pensie, să avem acolo un cont pentru lucrul ăsta, de multe ori îl pe Viorel pentru că nu s-a gândit și e ok cum a făcut el că a ajutat multă lume, dar în primul rând trebuie să, să te ajuți pe tine, să, să crești tu o calitate a că el fără mine unde era? Era la azil, spun sincer sau poate era mort. Da, familia lui nu te mai înscrie. Da, nu, mă rog, Familia el. lui îi vedeam foarte des când era primar sau când îi mergea bine. Ăsta este adevărul. Din contră, avem un proces cu nepoții lui, tot sper Care să ce se vor. termine. Tot așa la casa la țară, e o succesiune, o împărțire a terenurilor. E bine că se rezolvă situația asta că trăiește Viorel, dar și acolo e un cost enorm pentru mine și un stres foarte mare pentru Viorel, e foarte legat emoțional de casa de la, de la țară și acolo s-a născut. Uh, și uh, copiii lui Fata e plecat în America, băiatul e cu viața lui, adică greu e pe mine. Nu mai sună de gând gând, poate la gând? telefon, la da, telefon. La, doar atât. Uh, el are niște nevoi foarte mari știți uh, și aici știu că lumea mă condamnă și că am cerșit și că nu știu ce îți spun sincer, niciodată că nu treceam pe chestia asta, nu știam cât de greu e nu știam ce ce, socot, ce... Uite, ieri am fost și am cumpărat suplimente de 500 de lei, dar sunt și suplimente pe care Vitale. mi le-a dat cardiologul necesare pentru calitatea inimii. Ce să fac? A trebuit să le cumpăr. Mai am prieteni care mă ajută. Ți-am spus, mai câștig și eu. E pensia, aia alea. Dar sunt, cum să zic, în România e un sistem, că ți-am spus că lucrez cu femei din diaspora acolo. Da, Vorbim de țările Germania, Italia, bătrânii sunt respectați. Chiar astăzi am citit un citat și m-a emoționat foarte tare Că, despre bătrâni și cumva că bătrânul, bătrânii unui popor sunt ca apa prin care trece moara și Așa noi aia. trebuie să avem grijă de ei. da Deci, cum să zic, da, un, un popor care nu respectă bătrânii este ce viitor poate să A aibă. Să știți că asta cu respectul bătrânilor e cam acum, 2099. Eu, în copilăria mea, mă ridicam da, când da, mergeam cu da, tramvai. Ne salutam, da. Mă ridicam. Era în tine. Da, pur și simplu, da, era în tine chestia acum, asta se ridică bătrânii să dea copiilor de cu rucsacul în spate. Nu, dar cel mai josnic lucru care spun Bine, tu vorbești de respectul bătrânilor. Respectul bătrânilor și din partea statului. Și din partea statului. Acolo bătrânii care sunt coerenți la cap și așa, ei poate să stea singuri, Ai fost bandantele. De ce ți se duc bandantele în Italia? De ce nu s-a angajat aici? Da? pentru că nici eu nu pot să angajez pe cineva că da, e foarte scump și așa acolo au un sistem în care tot așa angajați de la stat să trec pe la fiecare bătrân, îi ajută cu nevoile zilnice, în fiecare zi plătit de stat, pentru că omul ăla a muncit da, nu mai zic de Viorel cât a făcut și așa și acum să ajungă ca ultim om să, să mor cu zile. Deci sunt oameni care mor cu zile, îți spun sincer. Și nici n aș fi știut dacă nu treceam în situația asta, nu știam cât de greu e și ce nevoi sunt și na, ce complicat e. Și, uh, pentru că îți dă trimitere, rețetele, anumite pastile de, și chiar de diabetici, nu mai sunt compensate. Da, Măi, doctorii deci doctorii pe care le are domnul Lis îl respectă, îl apreciază. Uh, uh, eu o să știi că sunt. doctor vechi, adică. Uh, uh, am avut noroc pentru că m-a rugat la Dumnezeu să-mi dea oamenii potriviți cu credință și chiar și eu, dacă merg eu la medic domnule, dacă nu rezonez cu medicul ai voie la, la, la a doua opinie, da? Haide că am vorbit prea mult, no, pentru no, că este no, no, un subiect no, no. foarte uh, uh, fierbinte pentru mine și mă, mă doare când văd, crede că mi-aș face, o dacă aș avea bar o fundație pentru bătrâni să-i susțin, să-i ajut uh, mă, mă doare sufletul chiar de curând am aflat de un caz de o femeie care a murit la 70 de ani că a căzut și-a rușul dar alte boli nu avea dar... Uh, n-a avut cine să aibă grijă de ea, da? Adică nu este ok, trebuie să-i respectăm statul, trebuie să ne respectăm, trebuie să există sisteme și noi spun că odată Viorela a căzut pe scări și nu puteam să ridică, este foarte mare și na, se lasă și greu așa și am bătut la uși. Și mi-a răspuns un tânăr peste 20 de ani. Nu era, al tău? Da, nu era bătrân sau ceva, da? Și am să rog ajută-mă să ridic și eu pe Viorel de jos și mi-a zis nu, că m-ai deranjat din somn. Nu cred așa Singer, spun ceva. sincer, adevărul. A, a, eu, violența, ce nu mă ajută? N-am știut ce să-i răspund. Mă dau lacrimile de. mi-era rușine de rușinea lui. Și am ieșit în stradă, chiar m-a ajutat un tip, un super Jeep de a opri mașina și a venit și m-a ajutat. Adică. na, asta este, despre asta vorbim. Mulțumesc tare mult, Oana, că ai venit. Sinceritatea ta este de <laughs> șapte stele. Ce să zic? De jos cu pălăria și de admirat pentru că ai stat, că mulți te-au bănuit că ei păpa banii și așa, uite, și acum el într-o situație nasoală și tu lupți ca fost el este, 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 și, este familia mea, este și tatăl meu, și mama mea, și copilul meu, și tot. Adică nu, nu există. Și chiar dacă, nu știu, nu, nu pot să explic, eu așa aș face pentru oricine din familia mea și am făcut și pentru bunica mea și pentru mama mea când trăia. Așa sunt eu și așa ar trebui să fiu. Vara fim. asta plecați într-o vacanță ceva? Nu, nu. Și asta, alt, un alt efort pe care îl fac. Uh, uh, nu, nu, nu mai plec nici la mare nicăieri pentru că e greu de plasabil Viorel. O să încerc să mă, mă duc pe aici la o piscină, să mai, normal, să ies normal și eu din, și să te din, din, și tot. din starea mea. Da. Mulțumesc tare mult, Oana, și să-ți dea Dumnezeu putere Mulțumesc, <laughs> Doamne, ajută! Luați-o ca pe o lecție de viață acest podcast și de fiecare dată când n-aveți ce face, puneți-vă căștile și ascultați-o pe o analiz. Să aveți o zi fabuloasă!